Domnilor și domnilor, scopul parteneriatului pe care îl anunțăm astăzi este diversificarea resurselor de învățare pentru profesori și elevi. Este prima dată când Ministerul Educației din România intră în parteneriat cu o rețea globală de televiziune dispusă să își ofere resursele pentru atingerea unui obiectiv comun: susținerea educației științifice și utilizarea resurselor de tip nou în școli. On a personal note, let me just tell you that what I think the mission of Discovery has accomplished most in our country and doubtless in many other countries in the world is to show people that science is cool. Being a scientist myself, I think that the take-home message after one watches Discovery Channel is that science is cool. In Romanian we say that știința e cool. So, can you say that in Romanian? Come here, let's see if you can say that in Romanian. Știința e cool. Știință e cool? Știința e cool. Știință e cool. Good. Okay. So. Thank you. Au acces la programul Școala Discovery toate școlile din România, toți profesorii din România, toți elevii din România, pentru că, așa cum se spunea adineauri, acoperirea peste 95% din gospodăriile României au acces la cablu. Deci acoperirea este totală, practic. Și așa cum spuneam, costurile pentru Ministerul Educației sunt nule, sunt zero. Deci nu există costuri, nimeni nu trebuie să plătească pentru a avea acces la aceste programe.